În deschiderea evenimentului nostru, se rog să vină alături de mine pe domnul prefect Ionel Ciunt, pe primarul Radu Căpălnașiu și pe domnul vicepreședinte al Consiliului de Țean Valea Pișan pentru a vă adresa scurte mesaje de deschidere acestei gale. Să rămână domnișoarelor, doamnelor, bună seara, domnilor. Mai întâi aș vrea să mulțumesc organizatorilor pentru invitația de a fi în seara asta împreună la această festivitate. O festivitate cu atât mai importantă cu cât ea se cheamă Gala Presei. Sunt foarte mulți care spun că presa este a patra putere în stat. Și că presa, această putere, n-ar trebui și nu poate fi niciodată îngrădită în vreun fel. Și eu cred că presa este o putere în stat, nu știu cânta, pentru că într-un fel sau altul, viața fiecăruia dintre noi este influențată de ceea ce scrie în presă, de ceea ce prezintă mass media la modul general. Presa are un rol extrem de important în educație. Un rol extrem de important în promovarea culturii. Are un rol foarte important în ceea ce înseamnă formarea opiniei. Câteodată însă presa, și nu e bine când se întâmplă așa, poate fi folosită și ca instrument de manipulare a opiniei publice. Oricare din aceste roluri, luat individual sau toate la un loc, pot fi realizate numai dacă presa este liberă. Și har Domnului că în România Constituția garantează libertatea de exprimare, libertatea presei. Sigur, este foarte bine când nu se confundă libertatea de exprimare cu libertinajul. Aș îndrăzni să vă rog pe toți cei prezenți aici să puneți într-o balanță imaginară, desigur, interesul personal și reaua credință și pe celălalt taler, profesionalismul și corecta informare. Sunt absolut convins că pentru toți cei prezenți aici și nu numai, balanța înclină spre profesionalism și corectă informare. Dar dacă vreodată lucrurile vor sta altfel, atunci, cu siguranță, presa nu și-a îndeplinit menirea, iar concluziile vă las pe dumneavoastră să le trageți. Felicitări organizatorilor, felicitări tuturor reprezentanților mass media. O seară frumoasă! Bună seara, domnilor, doamnelor! Îmi cer scuze dacă am vocea puțin denaturată, dar vreau să remarc și eu că, într-adevăr, presa este una dintre puterile din stat și de altceva decât pentru faptul că începe cu P, ca și primărie, ca și prefectură, ca și procuratură, poate mai sunt și altele, dar este cert, este una dintre puterile în stat și eu nu pot să fac altceva decât să le mulțumesc pentru că de multe ori în noiul de probleme pe care le avem la nivelul primăriei, a Consiliului Local, sunt semnale pe care le primim prin intermediul presei, uneori de la cetățeni, alteori chiar de la dumneavoastră, și aș îndrăzni să vă numesc colegi, pentru că de multe ori discutăm ca niște colegi anumite probleme și am găsit uneori rezolvări împreună la problemele comunității. Vreau să vă mulțumesc, să vă felicit cu această ocazie, să sper că
și anul viitor vom avea o colaborare la fel de bună, de ce nu, cu semnale chiar mai pozitive în presă și pentru primărie și Consiliul Local. Mulțumesc! Bună seara, distinse oficialități, dragi oaspeți, dragi oameni de presă. Am deosebit o mare ca în calitate de partener a acestei activități să deschidem a 8-a ediție a Galei Prezei Sărăjene. Eu mulțumesc asociației că iată că o dată dă o forță Prezei Sărăjene. Dar cel mai mult mă bucur că astăzi sunt în partea cealaltă. Astăzi noi, oficialitățile, oamenii politici, instituțiile, suntem în partea în care suntem noi cu ochii pe presa sărăjană. Și vă spun cu certitudine că vom fi extrem, extrem de vigilenți asupra tot ceea ce se întâmplă în această seară. Eu vă mulțumesc și vă doresc să fiți cel puțin tot așa de imparțial cum a fost și în anul care a trecut. Și în anul care va urma, vă spun cu sinceritate că noi vom fi tot cei care vă vom critica, dacă ați fost sau nu imparțial. Până atunci, felicitări pentru tot ceea ce a făcut până acum și succes! Muito obrigado.